Amenințarea bullyingului. Portretul victimei. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa A7 a șaptea. Oricare dintre noi putem deveni pe parcursul vieții ținta unui comportament de bullying. De regulă, devin victime ale bullyingului persoanele care întâmpină dificultăți în a stabili relații cu ceilalți, sunt percepute ca fiind diferite față de ceilalți slabe și fără apărare. Astfel, portretul potențialei victime poate cuprinde următoarele trăsături. Poate aparține unei anumite categorii sociale, poate fi supraponderală sau subponderală, nou venită în grup, victima poate fi scundă sau prea înaltă, după cum poate fi inteligentă. Poate avea părinții divorțați sau plecați în străinătate, poate fi de religie sau rasă diferită, poate fi talentată și sensibilă, Poate avea diferite dizabilități sau cerințe educaționale speciale, poate avea slabe abilități sportive, după cum ai putea fi chiar tu. Indiferent de tipul de bullying la care este supusă, victima suferă foarte mult, fiind afectată la nivel fizic, emoțional și relațional. Raportându-vă la situațiile de bullying pe care le cunoașteți, discutați în grup și completați portretul victimei și cu alte caracteristici. Din punct de vedere a reacției comportamentale pe care o pot avea într-o situație de bullying, victimele pot fi grupate în trei categorii. Victimele indiferente sunt persoanele cărora le este greu să stabilească și să mențină relații de prietenie, sunt fricoase, rezervate, precaute și, în general, retrase. Victimele provocatoare sunt cele care îi șicanează și tachinează pe ceilalți până când ele devin victimele agresivității acestora. A treia categorie include victimele care au un comportament simulat, prefăcut, adică joacă rolul de victimă pentru a câștiga atenția celorlalți. Atențiune, atențiune! Dați-vă la o parte! În clasa noastră au eșuat două balene ucigașe. Sunt super grase și oribile. Feriți-vă! Îndepărtați-vă de ele! Pofta lor de mâncare este contagioasă. Aveți grijă să nu se apropie de voi! Să-i cunoască toată lumea! Ce părere aveți despre modul în care cei câțiva colegi au întâmpinat pe cei doi? Notați în caiete și împărtășiți cu ceilalți colegi ideile voastre despre cum credeți că se simt persoanele întâmpinate de colegi în acest fel, la ce s-ar putea gândi și cum ar putea reacționa cele două victime. Bulingul are efecte negative asupra sănătății victimei și a familiei acesteia, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Cele mai frecvente consecințe ale bulingului includ răni produse la nivel fizic, retragerea sau izolarea socială care pot fi o consecință a respingerii de către colegi, un nivel crescut de stres, ceea ce poate determina apariția unor dureri de stomac, dureri de cap, amețel sau oboseală. Trăiri care se pot manifesta sub forma unor stări acute de însingurare, teamă, îngrijorare și tristețe. Victimele pot adormi cu greu, pot avea un somn agitat sau chiar insomnii, pot întâmpina dificultăți de trezire dimineața, își pot pierde sau crește pofta de mâncare. Pot trăi sentimente de inferioritate, se consideră mai prejos decât ceilalți colegi, nu au o părere bună despre ei, sunt timide, ușor de rănit și în timp ajung să creadă că ceea ce se spune despre ele este adevărat. În multe situații, confruntându-se cu scăderea capacității de concentrare și de învățare, victimele pot avea o scădere a performanțelor școlare până la abandon școlar. De asemenea, în timp poate apărea un risc crescut de a-și lua propria viață. Pentru a înțelege mai bine victimele bullyingului, vă propun următorul exercițiu. Luați o foaie de hârtie dintr-un caiet. Mototoliți această foaie cum doriți. Puteți chiar să călcați pe ea, însă nu o rupeți. Observați diferențele între forma inițială a foii și forma actuală. Încercați acum să aduceți foaia mototolită la forma inițială, întindeți-o foarte bine astfel încât să fie cât mai netedă cu putință. Ce observați? Cu siguranță veți ajunge la concluzia că oricât de mult v-ați trădui, nu veți reuși să readuceți foaia de hârtie la forma inițială și anume să o neteziți perfect. Practic este imposibil. Oricât de mult ați încerca, foaia va rămâne pentru totdeauna cu urme și îndoituri. Ele nu vor dispărea niciodată. Așa se întâmplă și cu persoanele care sunt implicate într-un fel sau altul în comportamente de bullying. Odată rănite, aceste răni rămân și pot afecta negativ calitatea vieții. Nu uita! Împreună putem stopa bullying Informează-te pentru a te putea apăra. Ai încredere în tine. Ține cont de informațiile descoperite și aplică-le la nevoie.